cuvioși, la cucerici, părinți, împreună slujitori, iubiți pelerini, drept măritori creștini, ctitori, miluitori, binefăcători, închinători ai acestei Sfinte Mănăstiri. Iată prin binecuvântarea Preasfinte Născătoare de Dumnezeu, reîntâlnindu-ne în Duhul rugăciunii, în această lumină și spirituală, dar și materială, lumină despre care am cântat împreună la rânduiala vecernii, lumină lină a Sfintei Slave a Tatălui Ceresc. Lumină care va călăuzi pașii pentru a veni aici, în dealul cel mare, a Sfintei Mănăstiri Padângu, în grădina Maicii Domnului, acolo unde, în urmă cu câteva zile, și aș vrea să trec în cuvântul de învățătură, referitoare la praznicele Maicii Domnului, pentru că anul bisericesc l-am încheiat cu praznicul Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, sărbătoare mare aici, în grădina Maicii Domnului, și apoi începutul anului bisericesc, tot cu Maica Domnului, hramul Bisericii Monument, de aici, din curtea veche a grădinii Maicii Domnului, apoi după sărbătoarea Maicii Domnului, după nașterea Maicii Domnului, iată-ne în această binecuvântată seară, sau în această binecuvântată zi, în care am început deja cinstirea Sfintei Cruci. Și am spus că am început, pentru că ziua liturgică începe odată cu slujba vecerii, slujba de seară, slujba în care am cerut Maicii Domnului binecuvântarea Fiului Său să vină asupra noastră. Despre praznicul și despre înălțarea Sfintei Cruci a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cruce pe care o cinstim și în sens material, cruce pe care trebuie să o purtăm în sufletele și în trupurile noastre, în sens duhovnicesc și spiritual. Sărbătoarea de astăzi ne aduce aminte de câteva evenimente petrecute aproape de începuturile creștinismului. Pentru că trecuseră 300 de ani după ce Mântuitorul Iisus Hristos s-a întrupat, după ce a propovăduit cuvântul, după ce a răspândit mesajul Evangheliei și după ce le-a lăsat apostolilor și ucenicilor această poruncă, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și iată că apostolii și ucenicii hirotonesc la rândul lor episcop și prezbiteri. Și vreme de 300 de ani, începutul creștinismului și biserica întemeiată și lăsată de Mântuitorul Iisus Hristos trece prin multe valuri și încercări, referindu-ne aici la împărații persecutori Maximilian, Dioclezian și ceilalți. Până când îngăduie Dumnezeu și împăratul Constantin cel Mare dă o lege sau un edict numit Edictul de la Milan, în anul 313. Acolo unde religia creștină, din religie ilicită sau nepermisă, devine religie licită. Acolo unde creștinii erau persecutați în catacombe, acolo unde creștinii erau bașocoriți și aruncați pentru a fi pradă animalelor, acolo unde creștinii erau aruncați pentru a lupta cu mâinile goale cu gladiatorii, iată că prin împăratul Constantin cel Mare, după 300 de ani de chinuri, după 300 de ani în care biserica ca și corabie a mântuirii poate că s-a clătinat, dar nu s-a răsturnat,
pe sângele martirilor care este sămânța creștină. Pentru că din sângele martirilor, sau prin sângele martirilor, noi ne reîntâlnim și ne întâlnim în fiecare duminică și în sărbători la Sfânta și Dumnezeiască Liturghie. Pentru că avea să spună Sfântul Apostol Pavel că dacă Mântuitorul Iisus Hristos nu doar că s-a răstignit, dar dacă nu ar fi înviat, zadarnic ar fi fost umblarea noastră. Noi nu ne-am fi întâlnit în această seară și în această sfântă zi, aici, în duh de rugăciune. Probabil că eram prin alte și în alte locuri. Și un alt eveniment despre care aș vrea să punctez câteva lucruri, face referire strictă și la sărbătoarea de astăzi, și anume acea înălțare fizică a Sfintei Cruci, găsită de către împărăteasa Elena, mama împăratului Constantin cel Mare, care după un eveniment petrecut anterior, după ce împăratul Constantin cel Mare urma să poarte o luptă cu unul dintre adversarii săi, am putea spune, și anume cu împăratul Maxențiu, care dorea să stăpânească peste, nu doar peste întreaga Romă, ci peste întreaga lume apuseană. Și iată că într-o după amiază, așa cum spun istoricii bisericești, împăratul Constantin cel Mare stătea îngândurat pentru că armata și oastea lui era puțin numeroasă și a avut o vedenie și nu un vis. Ca să specificăm și lucrul acesta, în după amiază călduroasă vede pe cer scris cu litere în formă de stele de aur, în acest semn vei învinge și îți arată Sfânta și Dumnezeiasa Cruce strălucitoare. Și după acest semn are un vis în acea noapte și îți arată un înger care îi arată cum să graveze sau cum să zugrăvească Sfânta Cruce și îi spune, dacă vei crede în crucea Mântuitorului Iisus Hristos și dacă vei pune în fruntea oștirii tale crucea Domnului, vei câștiga și pe Maxențiul vei birui. Și iată Constantin cel Mare, chiar dacă poate în acel moment nu credea într-un deplin în crucea lui Hristos, primind această credință abia mai apoi, prin botezul pe care acesta îl primește spre sfârșitul vieții sale. Iată că după ce reușește să câștigă acea luptă, acesta mai are o frământare și îi spune mai citare să meargă să caute crucea Mântuitorului Iisus Hristos. Și într-adevăr, împărăteasa Elena găsește în Ierusalim trei cruci, după căutări ambele. Și se întâmpla exact în acele timpuri, pentru că nu știau care este crucea lui Hristos dintre cele trei, două dintre ele fiind crucile tâlharilor. Și iată că fiind acolo, petrecându-se o mormântare, minune dumnezeiască, pentru că atinge acea tânără pe care se pregătea să o ducă la groapă de crucile găsite și au considerat că învierea care a avut loc atunci, atingerea de una dintre aceste trei cruci, fusese și o atingere tămăduitoare și mântuitoare. Și aceea a fost crucea pe care fusese răstignit Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și în acele vremuri, episcopul Macarie al Ierusalimului, după cum găsim în viețile Sfinților, nemai având timp ca toată mulțimea să se închine crucii, înalță Sfânta Cruce, în zi de 14 septembrie anul 335. Câteva cuvinte despre
semnificațiile sărbătorii de astăzi. Și am putea continua cu multe cuvinte despre simbolurile Sfintei Cruci, nu neapărat ca și obiect, pentru că în Vechiul Testament, așa cum poate știm, crucea era un instrument de tortură. Primeau moarte pe răstignire pe cruce doar cei care erau slabi și cei care aveau poate cele mai grele pedepse, cele mai grele condamnări. Pentru că această moarte prin întinderea pe cruce era o moarte lentă, dar o moarte sigură. Ca și prefigurarea de Sfinte Cruci în Vechiul Testament, găsim încă din începutul Sfintei Scripturi, din cărțile Pentateucului, chiar din Cartea Facerii, acolo unde crucea era simbolizată de către pomul vieții, acolo unde Adam și Eva primesc poruncă, din toți pomii poți să mănânci, doar dintr-un singur pom nu ai dreptul să mănânci. Acela era pomul care avea să simbolizeze crucea lui Hristos. Apoi avem alte prefigurări, dacă ar fi să ne gândim, la una din rugăciune sau din cântările bisericii, cruce însemnând Moise de-a dreptul cu toiacul, Marea Roșie va despărțit-o, lui Israel celui ce pe destul a trecut-o, iar de-a curmezișul lovit-o împotriva carilor lui Faraon. Moise cel care trecea alături de poporul său, Moise care ridică toiacul său și se despică apele în două și poporul său trece, apoi ridicând toiacul în formă orizontală, apele se închid înapoi, iar faraon cel care voia să facă rău poporului lui Moise este închisit de către apele mării roșii. Apoi tot Moise este acela care primește înștiințare de la Dumnezeu, înalță un șarpe de aramă pe un toiaz înalt și cei care erau mușcați de către șerpi veninoși, care mușcau poporul ales al lui Dumnezeu și care mureau, ce spune Dumnezeu lui Moise? Cel care va crede și se va uita spre șarpele cel de aramă, acela va fi izbăvit de moarte. Acolo avem o altă prefigurare a Sfintei Cruci, încă din Vechiul Testament, și ar fi multe și multe altele, gândindu-mă doar la lemnele pe care le ducea Isaac în spate atunci când Dumnezeu îi spune lui Avram să jertfească pe fiul său. Tot o prefigurare a crucii Mântuitorului Iisus Hristos. Și în Noul Testament nu mai vorbim de prefigurări pentru că însuși Hristos își întinde mâinile pe Sfânta Cruce. Și tot Domnul și Dumnezeu și Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune aceste cuvinte că cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să ia crucea și să-i urmeze. Și nu spune Hristos acolo vorbind despre o cruce materială, ci vorbește în mod tainic, atunci când le spune apostolilor și ucenicilor și tuturor și nouă în această seară, că iată eu stau la ușă și bat, de va auzi cineva glasul meu și va deschide, eu voi cina cu el și el va cina cu mine. Cred că aceste gânduri și aceste îndemnuri au fost în inimile dumneavoastră atunci când v-ați hotărât să urcați aici, în dealul cel mare, în grădina Maicii Domnului. Aici unde drumul cruci simbolizat prin cele 14 cruci, pe lângă care poate ați trecut, băgând de seamă sau poate nebăgând de seamă. Iată că trăim vremuri în care ni se spune și din stânga și din dreapta și chiar am auzit și cu siguranță s-a auzit și dumneavoastră că și la răspândiile drumurilor acolo unde erau înălțate Sfinte Cruci, acestea după 2000 de ani ar fi putut fi pericol pentru oameni. Dar dacă ne gândim că în urmă cu 20-30 cei care sunteți tineri de vârsta a treia, așa cum spunea patriarhul nostru iubit. Știm cu toții că la răspântiile drumului erau înălțate Sfinte Cruci.
pentru ca omul să-și aducă aminte de Dumnezeu, pentru ca trecând să se închine. Și spune una din cântările Bisericii Cruce Sfântă părăsită, lângă margine de drum, copericul tău se strică, lângă creștinii de acum, lângă noi cei care trăim în aceste vremuri. Și totuși, aici, la Sfânta Mănăstirii Hadângo, prin binecuvântarea Maicii Domnului și prin osteneala Părintele nostru Stareț, Arhimandritul Nicodim, au fost înălțate cele 14 cruci pentru a ne aduce aminte de jertfa pe care Mântuitorul Iisus Hristos a primit-o. Nu doar prin ridicarea mâinilor, nu doar prin răstignirea pe cruce, ci prin slăvita Lui Înviere și prin înălțarea la Cerul. Aici, la Sfânta Mănăstire Hadângo, unde atât de frumos, atât la sărbătoare Sfintei Cruci, cât și în săptămâna patimilor, în Joia Mare, atunci când se face procesiunea Domnului Crucii, prin binecuvântarea Maicii Domnului și prin osteneala Părintele Sares cu întregii obști, să vârșim această rânduială, acest drum al crucii. Facă bunul Dumnezeu ca fiecare cruce, facă bunul Dumnezeu ca fiecare semn pe care îl facem, ca fiecare semn pe care îl purtăm, nu doar pe pieptul nostru sau atârnat la gâtul nostru, ci fiecare semn pe care îl purtăm, mai mult decât atât în sufletul și în inima noastră, să fie semn care să ne aducă spre mântuire, spre împărăția Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze.